Hello people! Suntem la Istanbul, bine, nu se vede, n-am nimic în jur care să demonstreze că sunt la Istanbul, dar trebuie să mă credeți pe cuvânt. Suntem aici de câteva zile. Practic și ultima parte din vlogul de săptămâna trecută a fost filmată tot la Istanbul, ziua de duminică, atunci când făceam try-on haul-ul, dar n-am vrut să zic nimic, n-am vrut să știe lumea că-s plecat, așa ți-e o mai secretoasă. Mergem să luăm micul dejun, soțul meu tot facem un trei și nu. Mergem să luăm micul dejun într-un loc în care eu nu cred că am mai fost, dar nu sigură. Când o să ajung acolo o să-mi dau seama dacă am mai fost sau nu. Și da, sper să fie fain. Sper să fie mâncarea bună, de fapt, nu neapărat să fie fain, ci să fie mâncarea bună. Ia uitați-vă ce fain e amenajat localul ăsta, dar noi stăm afară pe teras. Da, am mai fost aici, am mai fost de două ori și odată, acum mulți, mulți ani, era mic dejun cu bufet deschis. Știu că mi-a plăcut super, super mult. Cred că a fost cel mai fain mic dejun pe care l-am mâncat în viața mea. De fapt, nu, cel mai bun mic dejun pe care l-am mâncat în viața mea a fost la Dubai. Aveam și sushi la micul dejun, dar pe locul 2 a fost aici, la localul ăsta, dar nu cred că mai au acum bufet deschis, deși s-ar putea să aibă un weekend. Că noi atunci, acum mulți ani, când am fost în weekend. Ce bine arată sandwich-ul lui Ryan și aici avem iar mic dejun turcesc cu o grămadă de chestii. Asta pare a fi o clătită tare interesantă, n-am mai mâncat din asta și carnea asta arată tare bine. Prânzică, pâine din aia faină. Doamne, deci ce plin îmi simt stomacul, am mâncat. Am mâncat până n-am mai putut, dar așa fac de fiecare dată când vin în Turcia, primele zile mănânc de numai. După aceea mă mai liniștesc un pic. A fost foarte bună mâncarea, mai ales plăcinta cu cartofi, mamă. Yummy. Da, acum, așa plină cu măs, aș vrea să merg până în bazar. De fapt, prietenii noștri vor să ajungă în bazarul ăsta de la noi din zonă, de unde mi-am luat data trecută rochițele alea super ieftine și faine. Și vor și ei să vadă ce găsesc pe acolo. O să mă duc și eu cu ei, deși n-am niciun chef să probez haine. Poate că le iau și în caz că nu îmi place ceva, cred că pot returna sau să vedem. Poate până atunci îmi vine cheful, numai bine avem de un mers vreo 10 minute pe jos. Poate după 10 minute de mers pe jos îmi mai revin și eu un pic. Mă simt ca o bilă, îmi vine să mă rostogolesc în loc să merg. Nu știu de ce am mâncat atât de mult. Ok, hai că ne vedem în bazar. Am ajuns la magazinul meu preferat, cu hainele expuse afară, de acolo pe sus. Dar au multe chestii drăguțe și prețurile super ok. Ce fain material are rochia asta. Tricoul ăsta e super fain, dar mă enervează că scrie Gap pe el. Mă enervează că e cam fake. Am plecat cu plasa plină de acolo, am intrat și la un magazin cu haine de copii, am găsit lui Ryan. Ce sunt întunecat. Dar ziceam că i-am găsit lui Ryan niște tricouri albe pentru școală. Am oprit și la un supermarket tare fain, de unde vrem să luăm niște chestii pentru micul dejun, spre exemplu măslinele alea super, super faine. Și ia uitați-vă ce am găsit aici, kombucha! Din asta cred că am băut data trecută când am fost la restaurantul chinezesc și nu mi-a prea plăcut, așa că de data asta o să încerc pe asta. Hai să vă arăt cu ce am plecat de la bazar. Mi-am luat rochița asta, îmi plac tare mult mânecile, îmi place nuanța, merge tare fain și cu o curia în talie, după care mi-am luat rochia asta albă. Îmi plac super mult pliseurile astea, îmi iese un pic cam mică, s-ar putea să o ofer până la urmă pe Insta, dar mi-a plăcut tare mult și mi-a plăcut tare mult croiul. Și ia uitați-vă aici, ce superbitate! Deci asta e identică cu cea portocalie pe care am luat-o data trecută când am fost în Turcia, dar e bej. Are volănașul acela care îmi place mie. Ia să vă arăt, așa îi. Cât de mult îmi place și seamănă mult cu rochia pe care o căutam eu, doar că mânecile sunt diferite și materialul e un pic mai țapăn, mai gros. Cealaltă rochie avea materialul mai moale și încă o rochiță aproape identică pe care mă gândeam să o fac cadou pe Insta. Scrie că e mărimea L, dar sincer se potrivește și la cineva care poartă S sau M. Aș fi luat și una din asta să ofer cadou, dar nu mai era, era singura bucată. Din astea erau mai multe bucăți. Am probat-o și arată tare drăguț, așa pe umăraș nu pare cine știe ce, dar probată o să vedeți că e tare drăguță. Le pun la spălat. Și mâine o să le probez ca să vă arăt cum stau pe mine. De fapt nu mâine, că mâine o să fiu plecată toată ziua. Avem activități în oraș, dar zilele viitoare le probez ca să vedeți și voi cum arată. V-am luat cu mine
Ca să mai povestim un pic în timp ce îmi fac rutina de seară. Deci supermarketul acela de unde am luat kombucha e atât de fain. Are o grămadă de chestii interesante. Ați văzut și kombucha de câte feluri aveau. Și mi-am mai luat eu ceva sucuri din astea fără zahăr. Dar din nou am găsit o grămadă de variante și au snack-uri tare interesante, fructe, iar aveau niște fructe de care n-am auzit în viața mea, dar nici măcar nu știam despre ce e vorba, să știu măcar dacă sunt dulci, dacă sunt amare, dacă sunt acre, cum or fi. Așa că am zis să nu ne riscăm. Am luat anchidinea. Anchidinea sunt niște fructe așa mici, portocalii acrișoare. Eu am mai mâncat în Siria și în Grecia. Și mie îmi plac, dar e ciudățel gustul pentru că sunt foarte acre. Dar da, în rest ne-am mai luat una alta pentru micul dejun. Mâine vrem să mâncăm acasă pentru că după ce luăm micul dejun, vrem să mergem în partea europeană să vizităm una alta. Și atunci n-am vrea să pierdem prea mult timp cu micul dejun ca să putem pleca cât mai rapid spre partea cealaltă. Ok, după apă micelară, curățare. By the way, mi-am adus cu mine produsele Normaderm de la Vichy pentru că de fiecare dată când călătoresc mă umplu de coșul. Mai ales dacă fac pe drum mai mult de 4-5 ore, e clar că a doua zi mă trezesc cu monstruleți pe față și atunci, ca să previn, prefer să folosesc produse pentru ten gras care acționează împotriva acnei și așa le țin sub control, după cum vedeți și acum sunt super ok. Eu le simt sub piele, că ar vrea să iasă, am aici unul, se vede, poate se vede un pic roșu, dar încă e sub piele și dacă am grijă și îl tratez așa cum trebuie, nici nu iese la suprafață și am mai simțit pe aici prin bărbie vreo doi monstruleți. Spre exemplu, gelul de curățare conține cupru și zinc, care reglează secreția de sebum. Și ce îmi place mie tare mult la gelul ăsta de curățare este că nu lasă tenul foarte uscat, nu rămân cu senzația aceea de ten care ține. Hidratarea o fac cu crema Normadel Phyto Solution. Ia uitați-vă ce textură faină are. Se absoarbe repede în ten, nu lasă tenul uleios, nu lasă lipicios. Partea faină este că are 2% acid salicilic în compoziție, care este foarte ok pentru tenurile acneice. Conține și acid hialuronic care hidratează tenul. Foarte multă lume are impresia că dacă ai tenul gras înseamnă că ești și hidratat și nu mai ai nevoie de cremă hidratantă. Nu este așa. Tenul gras este legat de secreția de sebum, iar tenul hidratat are legătură cu apa de la suprafața pielii. Așadar, un ten gras trebuie și el hidratat, neapărat, e foarte important. Cam asta e tot ce folosesc eu ca să previn apariția coșurilor, dar cei de la Vichy mi-au trimis și noul serum din gama Normaderm. Îi spune ProBio BHA Serum. El vine și cu un picurător din acesta ca să-l poți doza cât mai ușor. Are o textură fluidă, nu are parfum și nu lasă tenul uleios sau lipicios. Are o formulă tare faină. Mie mi se pare, din câte am văzut pe lista de ingrediente, că merge foarte bine la tenurile care au acnee, deci care au propriu-zis coșuri pe față, ceea ce la mine nu este cazul, dar l-am adus în caz că o să am nevoie. Conține serumul un complex de acid salicilic și glicolic, în proporție de 5%, care realizează o exfoliere foarte blândă a tenului. Super important atunci când vă confruntați cu acneea să apelați la ingrediente care exfoliază tenul și astfel să se regenereze cât mai repede. Conține și un ingredient dezvoltat de cei de la Vichy, îi spune fracții probiotice și îi spun că acesta îmbunătățește apărarea pielii și refacerea ei. Are și ingrediente antibacteriene, de aceea spuneam că mi se pare mie un produs foarte bun pentru cei care au acnee activă, care au coșuri. Crema de față și gelul de curățare Normaderm Phyto Solution pot fi folosite de 2 ori pe zi, seara și dimineața. Eu le folosesc doar seara. Ziua aplic cremă cu factor de protecție. Este foarte important. Chiar dacă aplicați crema Normaderm Phyto Solution, peste trebuie obligatoriu factor de protecție. Serumul se aplică o singură dată pe zi. Eu v-aș indica să-l folosiți seara, având în vedere că are acizi, dar, repet, a doua zi dimineața, obligatoriu factor de protecție. Și în cazul în care nu aveți ingrediente active, precum acizi sau retinol, în rutina de seară, tot trebuie factor de protecție dimineața. Cred că știți deja chestia asta, dar
Mai repet, pentru că dacă cumva cineva nu știe, îi musai să înțeleagă, da? Deci factorul de protecție este cel mai eficient împotriva îmbătrânirii. Adică mai bine prevenim decât să tratăm atât riduri cât și pete, cât orice legat de îmbătrânirea tenului. Și pe lângă asta, clar, protejează de razele solare, care știți voi că nu sunt tocmai prietenoase cu noi. Ok, eu o să mai îmi aplec o cremă de ochi, un balsam de buze și mă pun la somn, iar noi ne vedem mâine dimineață când avem de făcut plimbări prin Istanbul. Aplic toate straturile posibile și imposibile de factori de protecție, pentru că azi o să petrecem destul de mult timp afară în aer liber. Nu e foarte mult soare, e destul de norat, dar factorul de protecție trebuie obligatoriu. Am aplicat cremă de protecție și o să mai aplic și un BB cream sau CC cream, încă nu m-am hotărât. Important e atunci când stați foarte mult afară, în soare, chiar dacă soarele nu e puternic, să aplicați factori de protecție așa cum trebuie. Spre exemplu, doar BB cream-ul nu este suficient pentru că nu puteți să-l aplicați într-un strat foarte gros. Eu crema de protecție solară atunci când știu că o să stau mai mult timp afară, o aplic într-un strat, o las să se absorbă, mai aplic un strat, îl las să se absorbă și după aceea aplic și un BB cream sau CC cream. Mergem azi în partea europeană, vrem să mergem cu prietenii noștri la Hagia Sofia, la Blue Mosque, la Topkapi și să vedem dacă mai ajungem la palatul acela mare, cum îi spune, nu mai știu cum îi spune, acela cu porțile albe. Eu le-am văzut deja pe toate, dar nu mă deranjează să mă mai plimb o dată pe acolo. Poate mergem și în bazar. Ah, cred că mergem în bazar, cred că nu o să mai mergem în palatul, la palatul la mare, o să mergem la bazarul de condimente, nu la cel cu eșarfe, gen și mai știu ce. Acum suntem în tunelul care trece pe sub Bosfor, e foarte faină chestia. Are 5 km lungime și ai impresia că nu se mai termină. Am ajuns în zona veche și aici sunt străduțe din astea înguste. Virează la dreapta pe cadă Galimani Cadesi. Și clădirile vechi. Uite și asta ce faină e clădirea. Prima noastră oprire este la Obelisk. Pe asta, sincer, nici nu-l mai țineam minte. Mi se pare așa vag că l-am mai vizitat odată. Practic, partea aceasta de sus este adusă din Egipt. Partea de jos este realizată aici și este realizată din marmură. Mie, sincer, îmi place mai mult partea de jos. Ia uitați-vă ce faine chestii are puse așa în relief. În sus are niște hieroglife pe care eu una nu le înțeleg, vă dați seama, ar fi și culmea. Da. Ce să zic, drăguțel. Obeliscul e poziționat într-o piață tare drăguță și aici sunt și moschele. Asta cred că e moschea albastră și acolo departe cred că e Hagia Sofia, dar nu sunt sigură. Rămâne de văzut, o să ajungem și la cele două. Și acolo este o cupolă tare drăguță, mergem și spre aia. Din păcate, Blue Mosque e în renovare și are schela asta urâtă pusă peste ea. Oh, tristuț. Dar poate arată mai bine înăuntru. După cum auziți, am prins fix perioada de rugăciune, deși noi ne-am uitat pe net și era trecut că de la 1 oră de vizitare, nu știu. Așa că am plecat de la Blue Mosque, n-avem voie să intrăm acolo, mă rog, ai voie să intri doar dacă te rogi. Și am venit la Hagia Sofia. Asta am înțeles că e un pic mai turistică, e superbă. Și o să o vizităm pe asta. Da, e absolut superbă moschea asta, Doamne, cât de frumoasă. Ia să vă arăt aici. Acolo sunt oamenii la rugăciune în față, Doamne, cât de superbă. Mi-am luat și un batic ca să mă asortez cu moschea. Vedeți, albastru. Ok. Ok. Abla, sen ne bir şansın var ki var ya. Abla! Beni de bir an gitti sandım ya. Ok. Brother? Intrăm la Topkapi acum, dar sincer vă spun că eu nici nu-mi dau seama cât costă biletul. Începem turul de la Topkapi cu nenea ăsta, care e mort aici. Deci ăsta a venit acum câțiva ani și a fost foarte dezamăgit de ce-a văzut. Și a zis, eu până nu-mi dați banii înapoi, eu nu plec. Și după cum vedeți, nu a mai plecat. Ia uitați-vă cât de interesante sunt mozaicurile astea.
deci aici mai era unul, era un măgar și a trecut din întâmplare un alt măgar, l-a văzut și a zis, wow, uite portretul meu și l-au furat. Avem aici și cel mai vechi poem de dragoste. Tu l-ai vedea. Aici avem copiuțele după care copiau studenții în antichitate. Acum o să intrăm în partea asta, nu știu exact ce e aici, dar vă spun imediat, băi, ce-mi place acolo cu... Stați un pic, ia. Acolo sunt niște bolți, doamne, cât de superbă clădirea aia. Acolo vreau să ajung. Aici începe să-mi placă. După cum vedeți, sunt mult mai atenți la detalii. Sculpturile sunt mult mai amănunțite. Hello! Ia uitați-vă ce păr fain are tipa asta. Sau tip? Voi ce ziceți? Oh, cred că-i tip. Yep, it's a boy. Asta ar merge să-ți pui o sticlă peste și să o faci măsuță de cafea. Uitați-vă cât sunt de faine detaliile la sculpturile astea în marmură, absolut superbe. Am găsit-o și pe Hermafrodita. Și ia uitați-vă ce sandale faine are. Ia uite, încă unul care zice că nu pleacă până nu-și primește banii înapoi. Ăsta s-a pus și la plajă. Din păcate, partea în care e expusă sabia lui Ștefan cel Mare e închisă, nu se poate vizita, așa că și aici am venit degeaba. Bine, nu chiar degeaba, că am văzut câte ceva interesant, dar nici camerele nu le-am putut vedea. Așa mai fost odată și exact la fel, camerele nu le-am putut vedea. Bine că am văzut toate dărăpănăturile alea, exact ce voiam eu să văd. Mergem să vedem un apartament acolo sus de tot. Și zicea soțul meu că are și piscină infinitiv. Bine, nu e apartamentului, e a întregului bloc. Asta este apartamentul, e gata mobilat și foarte, foarte înalt. E faină chestia asta, bucătăria e cam urâțică. Asta e vederea, doamne, deci m-am îndrăgostit de vederea asta, doamne, deci nu ai cum. Cât e de super, doamne, deci îmi place maxim. Și sub noi e mall-ul, deci, vai, cât îmi place. Urcăm acum la etaj, jos e living-ul și bucătăria și aici sunt două camere. La etaj mai are o terasă mai mare și aceeași vedere superbă. Doamne, deci e prea frumos. Mergem să vedem și un apartament în blocul ăsta și o să fie la etajul 36. Aici suntem la etajul 31 și acolo o să fim mai sus la etajul 36. Deci zgomot, se aude, e foarte mare gălăgie. Living-ul e exact la fel ca și la celălalt apartament pe care l-am văzut. Ăsta nu-i locuit, dincolo n-am putut să filmez mare lucru pentru că era locuit și n-am vrut să pun chestii din intimitatea oamenilor. Asta e vederea. Doamne, deci cât de superb arată blocurile astea. Fain. Acolo jos sunt niște piscine la care normal avem și noi acces. Cred că și blocul ăsta are o piscină, probabil în partea cealaltă, și mai au piscine și sus care sunt acoperite. Asta e una dintre băi și după cum vedeți nu-i prea drăguțică. Ia, așa. Nu știu, nu-mi place nici mobila, nici dușul ăsta, mi se pare foarte, foarte urât. Și apartamentul ăsta e tot cu etaj, aici scările și sus sunt două dormitoare. Ăsta e dormitorul, e foarte, foarte mare. Aici are un dressing și din dressing se intră în baie. Asta e baia, tot urâțică. Mă rog, nu pot să zic că e urâțică, dar e super basic, nu e nimic deosebit la ea. Și asta e terasa de la etaj, foarte, foarte mare. Și ia uitați-vă vederea superbă. Gata, am văzut apartamentele, acum mergem să facem shopping. Bine, nu cred că facem mare shopping, dar ne plimbăm așa prin magazine, vedem ce chestii drăguțe găsim. Am ajuns și noi acasă. Ne-au plăcut apartamentele, dar sunt un pic prea mari. Cel puțin eu zic că e prea mare, pentru că eu trebuie să fac curățenie în el. Acasă am femeie, aici nu. Și când am văzut cât e de mare terasa aia, m-am gândit numai cum o să dau cum o cu toată ziua până ziua. E mult prea mare și nu, din punctul meu de vedere, nu are rost să ținem apartament atât de mare ca să venim două luni din an. Dar mi-ar plăcea tare mult un apartament în complexul acela, mai ales că ai jos mall,
restaurante, cafenele, e faleza foarte aproape, cobor din bloc și ieși pe faleză. Am înțeles că o să se facă un port acolo, deci o să te dezvolte tare fain zona. E și destul de aproape de aeroportul mic, adică aeroportul pe care am venit cu Wizz Air-ul și cu zborurile low cost. Da, fain, fain. Chiar merită investit acolo, zicem noi. Însă au cam crescut prețurile și în Turcia la imobiliare. De fapt, au crescut destul de mult prețurile. Nu știu dacă e neapărat cea mai bună perioadă să investim, dar da, vedem ce mai apare acolo în zonă. Dacă ar apărea ceva un pic mai mic, ar fi perfect. Mergem până la mall să mâncăm ceva și mi-am compus o ținută cu ce aveam aici prin dulap lăsat de dățile trecute. Nu prea îmi place. Nu știu, pantalonii ăștia parcă sunt prea largi în partea de jos. Nici n-am prea avut ce să iau în picioare să fiu și comodă, dar măcar sunt toată roz. Îs roz bombon. Ia, uitați-vă cât de bine arată mâncarea. Doamne, și mie mi-e o foame de nu mai pot. Am găsit și locul ăsta de joacă tare fain, în aer liber. Și îmi place că e acoperit cu o prelată, nu bate deloc soarele pe noi. Și scopacii ăștia, doamne, cât e de fain aici. Mi-am întors acasă și m-am pus să editez vlogul, pentru că aici durează foarte mult și să se exporte și să se încarce. Lucrez de pe alt laptop, nu de pe cel de pe care lucrez acasă. De pe ăla se exportă foarte repede, ăsta e mult mai slab și netul e groaznic. Deci acasă mi se încarcă un clip în jumătate de oră, maxim o oră. Aici se încarcă și în 5 ore uneori. Îmi vine să mor. Trebuie să stau toată ziua să aștept să se încarce, pentru că trebuie să fiu pe fază, nu cumva să se blocheze. Dacă se blochează, să-i dau upload din nou. Nebunie, nebunie, pe câmpie. Deci, da, ideea este că vreau să încep cu editatul din timp, ca să termin cât mai repede și să îi dau upload, să fie încărcat. Oricum o să-l postez abia luni. N-are rost să-l postez în timpul săptămânii, Paștile, lumea e prinsă cu alte chestii, nu cred că e curioasă de vlogurile și clipurile mele. M-am pus cu Ryan să filmez un TikTok. Cred că o să iasă super, super amuzant. Asta e foarte simplu. Mai facem eventual unul. I-am pus să mai filmăm unul, Ryan, trebuie să iasă. A, numai bine, ți-ai asortat păpucii cu ghiozdanul. Acum, în concediu, avem timp de TikTok-uri. Doamne, deci de 2 ani tot zicem că facem TikTok-uri și acum ne-am apucat. Dar să vedem dacă le și postăm. Că de filmat, cred că mai am unul sau două filmate și nepostate. Știi că mai avem și pe ăla cu Mirunica, cu Și pe ouăle. la cu apa. Pe ăla cu apa l-am postat și nu merg bine, l-am șters. Adică postăm altă dată. Deci pe TikTok am pățit odată, am pus un clip și a avut, nu știu, 500-600 de vizualizări într-o zi. L-am șters, după aia l-am mai pus odată, acum are aproape 2 milioane de Vă vizualizări, spun de aia ceva. îi spune ce vrei tu. Deja mă Îmi place că și enervează. ridică mâna, pot să spun ceva? Povestea asta o spui de jumătate de an și deja mă enervează. Care poveste? Asta cu TikTok-ul. Păi da, dar lor nu le-am spus-o. Ah! Deci Mmm, vorbești fără să sau le v-am spui lor. Te spus-o? asculți! De 10 minute mă chinui pura am să rețină frunza, atât de simplă. E ca și cum ai învățat poezii la școală, la grădii, la grădii. Dar poezia asta nu are rimă. Deci, încă o dată, cu mâini. Păi ai zis să aduc un pepe acasă, n-ai spus că trebuie să fie al meu. Perfect! N-am văzut. Azi am venit în parcul de distracții și Ryan zice că eu zic că în aia nu mă dau, în aia nu mă dau, dar de fapt ei zic copiii că în aia nu mă dau, în aia nu mă dau. Este și o chestie din asta super înaltă. Ah, ia uitați-vă, și de acolo de sus, lasă scaunele să pice jos. Hai, ei vor la roller coaster ăsta mic. Prima oprire la roller coaster. Unul dintre copii a rămas blocat. Mai bine că a rămas blocat decât să se fi deschis acolo sus. Hai că au fost chiar fain pe carusel, am eliberat și copilul, rămas prizonier. Am amețit un pic, wow! Aia nu e acolo, se dă pe o din asta. N-ajungi la pedale, așa mic ești! Și
și pe ăsta vrem să ne dăm acum. Asta nu ne bălângă ne dintr-o parte în alta. Da! Are cineva ceva de spus la cameră? Serial! Recomandăm! Bună decizie să mă cădai! Când te-ai lăsat, adică, nu mai vreau, vreau jos! De la asta mi s-a făcut atât de rău, deci nu mai îmi trebuie nimic, gata, vreau acasă. Mamă, ce rău mi s-a făcut de la asta. Vai, deci mă duc până la mașină să mă întind, pentru că mi-e atât de rău. Oh, ce mă enervează. Și mi s-a părut că e chestia aia foarte amețitoare, ca să zic așa. Nu știu, cred că nu mai se obișnuită cu chestii din astea. Am mâncat o înghețată și mi-a mai revenit un pic, dar tot am senzația aia de greață. Nu trebuia eu să mă dau pe nebunia aia, mai bine stăteam pe curul meu. Acum mergem la un restaurant să mâncăm. Și sper că după ce mănânc ceva, revin. M-am pus să mănânc la mâine? Ca să-mi treacă senzația de greață. Așa aduc ei aperitivele la masă, îți alegi de pe tavă ce vrei tu. Data trecută avea o tavă mai mare. Ăsta-i desertul și are înăuntru cremă de ceva, dar ce bine arată. E foarte fain desertul ăsta. Seamănă un pic cu gris, cu lapte, dar e mai lipicios. Și mai tare, seamănă cu găluște, dar parcă seamănă și cu găluște. Și mai avem un desert și ăsta arată tare bine, ceva plăcintă, chestie în asta pe lângă, nouă mamacita. Hai că acum ne-o pregătești, eu ți-o pus așa. Oh, wow! It's a people. E sâmbăta mare, deci e zi de curățenie. Eu de când sunt mică, îs obișnuită ca în sâmbăta mare să fac curățenie. Mama gătea, eu făceam curățenie și inclusiv după ce am început relația cu Samir și veneau ai mei în la Timișoara, pentru că de obicei paștile țineam la Timișoara, că avem mai mult spațiu. Și inclusiv atunci eu eram cu curățenia, soțul meu și mama găteau. Era și timpul să mă ocup de curățenie, pentru că am cam neglijat-o. Am avut și niște prieteni cu noi aici în Istanbul, ei au plecat de dimineață și mâine vin alți prieteni. Și din cauza asta am tot avut activități, mai ales că Ryan se înțelege foarte bine cu copiii prietenilor noștri și am preferat să găsim tot felul de activități pentru copii, așa că n-am prea stat acasă și când ajungeam acasă eram ruptă, obosită, frântă, plus pe lângă asta am mai avut și niște chestii legate de job pe care a trebuit să le fac, deci când aveam un pic de timp liber și eram în stare, mă ocupam de niște proiecte, mă rog, ce mai trebuia finalizat. Paștile nu o să le sărbătorim nicicum. Aici turcii nu sărbătoresc Paștile, la ei astăzi este ziua copilului. Soțul meu a și plecat în partea europeană să se vadă cu niște prieteni de ai noștri. Eu nu m-am dus pentru că nu mă simt bine. Ați văzut că ieri mi s-a făcut rău pe chestia aia în parcul de distracții și încă nu mi-am revenit total. Simt așa senzația aia un pic de greață și până în partea cealaltă am fi făcut o oră cu mașina și nu mă simt în stare să stau o oră pe mașină, mai ales că soțul meu conduce destul de agresiv. El nu recunoaște, dar așa este. Așa că am preferat să rămân acasă și să mă ocup de curățenie. Mi-am deschis și un kombucha. Kombucha! Kombucha! Și foarte, 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 foarte bun. Cred că o să-mi iau câteva sticle și cu mine acasă. Am luat mai multe feluri. Doar un fel am mai luat. Cred că doar un fel, dar am mai luat ceva sucuri cu foarte puține calorii, cu 20 de calorii, în ideea în care cred că cola are 40 de calorii dublu. Deci da, ăsta are, ia să văd, 25 de calorii, dar cred că nu are zahăr aproape deloc. A, ba da, 3 grame de zahăr. Și mi-am mai luat și o kombucha din asta. Nu știu care e diferența între asta și cea pe care am desfăcut-o eu, practic de la același brand, dar vreau să le gust și să văd care îmi place mai mult să iau cu mine în România. Suc din ăsta mi-am mai luat, pe ăsta l-am încercat data trecută când am fost aici și mi-a plăcut super, super mult. Are
20 de calorii și 4,9 grame de zahăr. Deci are un pic mai mult zahăr decât kombucha. Zic eu că e mai ok kombucha, chiar dacă ăsta are mai puține calorii. Mi-am mai luat și chestia asta cu lămâie, kiwi și castravete, nu știu cum îi, dar când am văzut pe etichetă că are doar 10 calorii și doar 0,5 grame de zahăr, am zis că trebuie testată. Revin cu impresii. Apropo de curățenie, mi-am adus cârpa asta din Timișoara și e genială. Deci, Doamne, cât de bine curăță, așa arată. Aici e doar jumătate, eu am împărțit-o în jumate, am tăiat-o. Și merge super ok pe inox, merge foarte fain pe sticlă, deci foarte, foarte fain. Geamurile le curăță super ok și nu are nevoie de detergent. Asta îmi place tare mult. Geamurile le-am spălat de două ori cu o cârpă cu apă caldă, fără detergent. Și după aia am venit cu cârpa asta magică și super curate. Deci, nice. E bine să mai renunțăm un pic la detergent. Pe robinet nu mai folosesc deloc detergent. Îi șterg doar cu cârpa asta. Am încercat să curăț și suportul de vase, dar trebuie frecat destul de mult, pentru că acolo e depunere de calcar destul de multă. Se îndepărtează, dar mi se pare efortul cam prea mare, așa că am apelat la detergent, dar e utilă. Deci, sincer, chiar o recomand. O să găsiți întrebuințare cu siguranță într-o grămadă de zone ale casei. Eu am luat-o din DM, dar cineva îmi spunea că se găsește și la Pepco. Chiar v-am întrebat ce părere aveți despre cârpa asta când am văzut-o la DM și am primit o grămadă de review-uri bune. De aia am și zis, hai că o iau cu mine la Istanbul, că sigur o să-mi trebuiască și bine am făcut pentru că e super utilă. Da, sunt aproape gata cu curățenia, mai am maxim o oră de lucru, dar mergem să mâncăm ceva. E destul de ciudată perioada asta pentru că e Ramadanul la ei, aia înseamnă că nu mănâncă peste zi, mănâncă doar seara. Sunt foarte mulți care nu țin Ramadan, nu e o țară foarte strict religioasă și atunci sunt mulți care mănâncă în timpul zilei, dar unele restaurante sunt închise, spre exemplu restaurantul nostru preferat de aici din zonă e închis pe toată perioada Ramadanului și alte restaurante închid mai repede. Am mâncat, am găsit un restaurant aproape de noi, chiar foarte bun a fost mâncarea, eu mi-am luat pui gratinat și Ryan și-a luat ceva sandwich. Mi-ar fi plăcut la puiul gratinat să fie mai multe legume, era foarte, foarte multă carne și foarte, foarte, foarte puține legume. Și acum ne plimbăm un pic, văd că magazinele sunt deschise pe aici, chiar nu mă așteptam, având în vedere că e Ramadan, așa cum v-am mai spus, dar aproape tot e deschis. Hai să luăm încolo, Ryan. Ia uitați-vă, e ora 9 seara și îi plin de lume, magazinele deschise. Fain! Hai că poate avem noroc și găsim ceva dulce, să mâncăm desert. Pe strada asta e și magazinul cu eclere, de unde am luat data trecută și chiar au fost foarte bune eclerele. Dar mamă, deci desertul de ieri, mai bun ca ăla, nu există, nu există! În spatele meu, dar nu cred că se vede. Sunt niște băieți, stau pe trotuar cu un televizor în față și se uită la meci. Deci stau pe trotuare pe și când se pare super fain. A trecut acum un băiețel cu un cărucior așa și a trecut peste firul de la televizor și așa s-a uitat la el. Le pot spune că le întrerupe meciul. Am găsit eclere. Ia, n-am găsit cu caramel, care erau cele mai bune. Am luat cu Oreo, cu castane, cred, și cu zândec, alune. Ia, hai să vedem. Mamacita, cât de bine arată. Asta e cu castane. Doar eu mi-am luat o bucată cu castane, restul s-a lui Ryan. Doamne, deci cât e de bună asta cu castane. Am zis că mănânc doar jumate, dar nu știu dacă mă pot abține să nu mănânc pe toată. Prea faină. Sucul ăsta e mega genial. Sunt curioasă dacă are îndulcitor, pentru că e mult prea bun. Deci e prea bun ca să aibă doar 10 calorii, nu știu care-i faza. Ceva se întâmplă cu el, ceva e acolo. Are gust de gumă turbo. Îmi ține minte cineva gumele turbo. M-am machiat, m-am aranjat un pic și vreau să vă arăt hăinuțele pe care le-am cumpărat zilele trecute. Sunt numai 4, dar am zis că merită un try-on haul. De fapt, un mini try-on haul. Ryan îmi face semne disperate să-i dau lui sucul. Am renunțat la el. Deci dacă mai găsiți din ăsta acum la supermarket, să luați.
Merge cu taică să-l la supermarket și dacă mai găsește, neapărat să ia, că-ți plac bune. A, cu mine vorbeai! Avem rochia albă, care îmi place tare mult, așa cum vă spuneam, îmi este un pic mică, mă strânge aici la sub braț, e și necălcată, mă scuzați. N-am apucat să o cad, pe celelalte le-am călcat, dar pe asta am spălat-o mai recent și n-am reușit să o calc. Îmi place că e foarte, foarte amplă, ador chestia asta. Doamne, deci și rochia asta e absolut superbă. Ia uitați-vă la mâneci, ador mânecile. Nu sunt prea bine călcate pentru că n-am steamerul la mine, am vrut să-l pun, dar l-am uitat acasă. Am încercat să compun și o ținută, dar nu prea îmi place. Nu am accesoriile de care am nevoie. Spre exemplu, la încălțăminte aș fi mers pe niște pantofi mult mai simpli sau o pereche de sandale. Geanta, să zicem că se potrivește. Dar, da, cred că aș fi ales o pălărie de paie. Ar fi arătat mai drăguț. N-am nicio pălărie de paie cu mine. Ba, am una. Am o singură pălărie de paie, dar nu-i pe stilul ăsta. Da. Dar îmi place, rochița e drăguță. Și asta cred că o să o ofer pe Insta. Chiar dacă îmi place super, hiper, mega mult, cred că o să mă despart de ea și o să o ofer cadou. Doamne, deci cât e de superbă rochia asta, că mor! Îmi place maxim. Deci e exact ca aia portocalie, dar e pe bej. Și mie îmi place mai mult pe bej. Mă știți voi cu bejurile mele. Doamne, deci cred că e rochia mea preferată din toate câte există. Nu-i cu 100 prea grozav, toate cu, adică mă rog, nu chiar toate, dar majoritatea, nici majoritatea. Unele cusături sunt dublate și destul de urâțele, dar nici nu mă întere. Uite că am făcut și rimă. Am rămas fără baterie la telefon în timp ce filmam clipurile. Da, le-am filmat cu telefonul, nu mi-am adus aparat de filmat. Mi-am adus aparatul foto cu care fac și filmări, dar n-am adus lentila și cu lentila asta nu prea pot, pentru că trebuie să pun aparatul foarte, foarte departe ca să se vadă toată ținuta. Adică ar trebui să pun aparatul în dormitor și o să fiu un living, cam ceva de genul, ca să se vadă. Nu chiar, dar pe aproape. Am zis însă, până se încarcă un pic din baterie și mă reapuc de filmat, să vă arăt cât de fain arată botoxul, pentru că am tot uitat și a făcut efectul destul de repede. Prima dată când mi-am făcut botox a durat, cred, vreo 2 săptămâni până să-și facă efectul. Deci imediat după ce mi-am făcut botoxul nu s-a întâmplat nimic. Eram la fel. Abia după 2 săptămâni am văzut rezultatele, dar de data asta, poate din cauza că am mai avut injectat în trecut, nu știu exact, am văzut rezultatele după câteva zile. Și uitați-vă, deci zâmbesc și nu mai am deloc ridurile de la ochi, vedeți? Zâmbesc, dar nu se fac ridurile acelea, le aveam până pe aici. O să inserez, cred, o imagine, dacă găsesc, din vlogurile trecute, sigur trebuie să fie, unde se vedeau foarte accentuate ridurile de la ochi și nu mai am nici riduri în frunte. Încă o chestie care îmi place foarte mult la botox este că nu se mai formează ridurile, adică nu doar că le ascunde, ci ele nici nu se mai formează cât timp este activ botoxul, pentru că mușchiul este paralizat și atunci pielea nu se mai încrețește și nu se mai formează riduri. Sunt unele persoane care fac foarte repede riduri aici între sprâncene sau aici în frunte, genul acela de cute pe care le vedeți chiar dacă persoana nu se încruntă sau nu are nicio expresie. Rămân întipărite în piele pentru că, na, cine știe, expunere multă la soare sau unele persoane au ticuri și de la ticurile respective, pentru că sunt repetate foarte, foarte des, se formează ridurile, cred că ține și de genă. By the way, eu vă spun despre chestiile astea nu pentru că vreau să le promovez sau vreau să vă spun că așa e bine și că așa să faceți și voi, nici vorbă. Știu că sunt o grămadă de persoane care adoră ridurile, cărora li se pare frumos și într-adevăr văd și eu persoane cu riduri și femei în vârstă care arată super ok, super drăguț, dar eu vă spun doar ce am făcut eu, pentru că vreau să fiu cât de transparentă se poate. Știu că majoritatea vedetelor și persoanelor publice care recurg la astfel de proceduri nu prea recunosc. Ele toate sunt tinere de când s-au născut până la 90 de ani, toate sunt frumoase de la mama natură, toate au pomeții ridicați și buzele groase, ca așa le-a făcut mama lor, niciuna nu și-a făcut niciodată nimic, toate sunt naturale. De aceea eu vă spun că nu e chiar așa. Sunt unele proceduri care nici nu se vede că au fost făcute, dar care stopează îmbătrânirea, într-un fel sau altul. By the way, apropo de ce vă spuneam de cusături, că nu sunt prea grozave, uitați-vă aici. Bine, asta poate fi tăiată, nu-i mare problemă. Uite și aici ați ieșite. Deci da, despre asta era vorba. Ok,
Hai că s-a încărcat un pic din baterie și mă pun să mai filmez până nu se duce de tot lumina. Am pus și o curea în talie, mi se pare că arată tare bine și așa rochița. Mânecile din nou sunt cam necălcate, o să arate mult mai bine după ce pun steamerul pe ele. Dar în mare sunt super mega încântat, îmi place super mult culoarea. Îmi place mai mult decât portocaliu pe care l-am luat data trecută. Deci da, e superbisimă! Avem și ultima rochiță roz, pe asta am luat-o din nou ca să ofer pe Insta. Eu mai am ceva foarte, foarte asemănător de la Nifty, de aceea mă gândeam că pe asta aș putea să o ofer. E super drăguță, materialul e tare fain, e subțire, perfect pentru vară. Îmi plac umerii, că sunt așa bufanți, ia să mă apropii un pic. Așa arată rochița, tare, tare drăguță. În picioare mi-am pus pantofii de la Zara, ador pantofii ăștia. Și da, asta e tot ce mi-am achiziționat deocamdată. Nu știu dacă o să fac alte cumpărături. N-am venit foarte setată pe shopping tura aceasta. Am zis că, adică nu am nimic în minte ce să-mi doresc să-mi cumpăr. M-am plimbat și prin magazine, nici nu-s reduceri și dacă nu-s reduceri, prețurile la brandurile turcești de calitate sunt destul de mari, chiar foarte mari. Adică mi-a plăcut ceva cămașă tip vestă și era cam 1000 de lei în lei românești, mult, mult, mult prea scump pentru articol pe care îl port de 2-3 ori maxim. Așa că, da, mare lucru nu cred că o să mai îmi cumpăr, deși am văzut pe un site de-a lor, Trendyol îi spune la site, este ceva gen EMAG la noi, au de toate, inclusiv mobilă, dar din câte mi se pare mie se concentrează mai mult pe haine, pe haine și mobilă, ceva de genul, și chiar au colecția lor de haine Trendyol, care se găsește, de exemplu, și la noi în România pe About You, pe EMAG am mai văzut-o și mi-am luat câteva chestii, mi s-au părut de calitate, mi-am luat câteva chestii și de la About You și de la EMAG și de ambele dăți am fost mulțumită. Și mă gândeam să-mi comand ceva de aici, pentru că e prețul mult mai ok aici în Turcia. Și chiar aveau o colecție în colaborare cu un alt brand de al lor, care pare tare fain și care el, brandul, ar fi destul de scump în mod normal, dar în colaborarea asta cu Trendyol au prețuri ok. Am văzut o rochie neagră tip cămașă cu un volănaj jos, iar rochile mele tip cămașă cu volănaj. Dar am zis că mai bine mă abțin, că am destule. Prețul n-ar fi fost prea mare, ar fi fost undeva în jur de 100 de lei, chiar ok prețul. Și am mai văzut o fustă. Doamne, cât de superbă! Cred că fusta era chiar de la brandul cu care făceau ei colaborarea și probabil ar fi fost la un preț un pic mai mare, undeva în jur de 3-500 de lei am văzut că au ei fustele. Dar superb arăta și mi-aș fi dorit-o, dar nu o găsesc. Nu o găsesc pe site. Probabil că a fost disponibilă și nu mai este. Eu am văzut-o într-o combinație, într-un outfit și am zis, dar vreau fusta aia și n-am găsit-o. Dar da, o să o mai caut. Dacă găsesc fusta aia, probabil o iau. Pentru că e super pe stilul meu. Cumva așa gen safari. Faină, faină de tot. Ok, guys, o să închei aici vlogul de săptămâna aceasta. Tocmai mi-a scris prietena mea că ajunge într-o oră și jumătate. Credeam că au ajuns deja. Oh, Doamne, deci au făcut destul de mult pe drum. Vă spuneam că mai vine o tură de prieteni din Timișoara. Ei sunt. Și am zis că ieșim cu ei la masă. Ok, vă pupic, vă îmbrățișez, vă mulțumesc că m-ați urmărit și ne vedem săptămâna viitoare cu un nou vlog săptămânal. Pupici! Mua! Nu e foarte mult soare, e destul de înorat, dar factorul de protecție trebuie obligatoriu.